Există foarte multe discuții, există propuneri de ținte climatice și acum discutăm de fapt ținta pe care ne-o punem până în 2030. Există propuneri din partea Comisiei, există propuneri din partea Parlamentului European. Astăzi vom discuta în profunzime cum vedem noi, liderii statelor, liderii guvernelor, această chestiune. Noi, eu, suntem dispuși să acceptăm ținte destul de ambițioase, dar nu sunt dispus să accept ținte foarte ambițioase necondiționat. Pentru noi este important să putem gestiona tranziția spre o țintă ambițioasă, asta însemnând, evident, să ne alegem singuri, să fim lăsați să ne alegem mixul energetic și este, de asemenea, foarte important să putem să ne alegem cum facem tranziția, ce fel de energie folosim. De exemplu, pentru România este foarte important ca în faza de tranziție să folosim gazul natural, de exemplu, cel din Marea Neagră. Deci sunt condiții pe care le voi exprima foarte clar. Pe de altă parte, sunt dispus să discutăm ținte climatice ambițioase, fiindcă aceste lucruri sunt foarte importante și pentru noi în România, pentru societatea românească. În final, o chestiune puțin mai particulară, legată de COVID-19. Din păcate, chiar astăzi, președinta Comisiei a intrat în autoizolare după ce ne-am salutat la începutul ședinței. În cazul meu, nu există niciun pericol, am păstrat distanța, am avut amândoi mască și doamna von der Leyen a fost testată negativ chiar în această dimineață. Însă, cu această ocazie, reiterez importanța extraordinară a măsurilor preventive. Gândiți-vă cum ar fi fost dacă n-aș fi avut mască, sau dacă doamna președintă n-ar fi avut mască, sau dacă n-am fi păstrat distanța. Este evident că instrumentele de care dispunem pentru a îngrădi răspândirea acestei boli sunt în esență simple, sunt la îndemâna noastră. Este masca, este distanța, este igiena mâinilor și atunci suntem mult, mult mai siguri. La noi în țară, din păcate, și astăzi am fost foarte amărât când am citit că avem iarăși peste 4.000 de cazuri. Dragi români, respectați aceste reguli simple pentru ca împreună să putem să îngrădim răspândirea acestei boli. Vă mulțumesc!